Dimineața șomeri, seara oameni cu avere, e povestea cu final fericit pe care o trăiesc 18 muncitori din Canada. Dimineața, când s-au dus la lucru la o fabrică din Ottawa, au primit vestea că au fost concediați pentru că uzina are probleme financiare. În aceeași zi însă au aflat că biletul pe care îl jucaseră împreună la loterie este câștigător. Au luat un pot de 7 milioane de dolari canadieni. Fiecare a primit cam 400 de mii de dolari, îndeajuns să-și ducă viața liniștiți până când își vor găsi un nou loc de muncă.